Bine v-am găsit la interviurile de geniu. Sunt Val Vâlcu, discut cu domnul Dumitru Nancu, directorul general al Fondului Național de Garantare pentru IMM-uri. Bună ziua E dumneavoastră și destul telespectatorilor de lung dumneavoastră. acronimul, e Cam complicată sigur. instituția, însă atât persoane fizice cât și Persoane juridice. juridice, să spunem, IMM-urile Da, care cele care reprezintă duc greu. 98% din Cât întreprinderile reprezintă? 98% din întreprinderile din România și care dau peste 60% la produsul intern brut. 60% din Produsul PIB intern este brut de generat către de... întreprinderile mici și mijlocii din România. Coloana de vertebrală, de fapt, al economiei în orice țară, nu numai în România, pentru că știți foarte bine, întreprinderile mici și mijlocii reprezintă 56% din forța angajată în România, sunt întreprinderile mici și mijlocii. Peste 60% din produsul intern brut este generat de aceste întreprinderi mici și mijlocii, iar dădem programul IMM Invest, care este cel mai mare program pentru întreprinderi mici și mijlocii de 30 de ani încoace. Am făcut un impact fiscal pe anul 2020. Statul român, prin Fondul Național de Garantare, a garantat 12,9 miliarde de lei. Au beneficiat 26.000 de întreprinderi mici și mijlocii de acest program, iar instituțiile financiare bancare cu care avem convenție de colaborare au finanțat cu 15 miliarde. În an de pandemie vorbim, ceea ce a adus la bugetul de stat în anul următor, practic din TVA, din CSE-uri, din tot ce plătește orice agent economic, s-au plătit la bugetul de stat profit pe venit, profit pe impozit, taxă pe valoare adăugată de 13 miliarde. Deci, practic, a avut un grad de multiplicare în economie de 1 la 22, dacă luăm să facem o analiză. Și ce este important, că în anul 2020, anul de vârf al pandemiei, 495.000 de locuri de muncă din aceste 26.000 de IMM-uri au fost salvate, practic, prin acest program. Este un instrument financiar care a fost și este folosit de către guvern pentru a ajuta atât mediul de afaceri, cât și persoanele fizice, așa cum a spus și dumneavoastră la început, programul Noua Casă, fostul Prima Casă, care din 2009 până în prezent este cea mai accesată măsură anticiclică atât de către persoane fizice, dar și la îndemâna guvernului. Practic, de la începutul acestui program, 300.000 de români au beneficiat de acest program, 3 din 4 firme 3 din 4 credite ipotecare au fost luate prin Prima Casă, actualul Noua Casă, și statul român a garantat cu 29 de miliarde, instituțiile financiar bancare au finanțat cu 50 de miliarde și default-ul, adică cei care n-au putut să-și plătească, a fost subunitar de 0,28%, care a fost recuperat din garanțiile imobiliare sau din fondul de risc la dispoziția Ministerului de Finanțe. Haideți să o luăm pas cu pas, cum se spune. Deci, practic, Fondul Național de Garantare a Creditelor este un instrument financiar, Da, o este o instituție instituție financiară financiară. nebancară, care este sub supravegherea Băncii Naționale a României, în care statul este acționar 100% prin Ministerul de Finanțe. Deci este o instituție financiară nebancară în care statul român, prin Ministerul de Finanțe, are 100% din Deci, în acțiuni. Cazul programului pentru locuințe, 300.000 de case, de de apartamente. Vă dau un exemplu. Anul trecut, în 2020, practic, guvernul a fost nevoit și de situația pandemică să modifice din temelii acest program, pentru că am văzut, am avut școală de acasă, muncă de acasă, practic toate activitățile s-au mutat acasă. E, atunci am venit și am susținut și de un studiu pe care l-am făcut, în sensul că în 2019, înainte de pandemie, dezvoltatorii imobiliari au predat către cetățeni cea mai mică suprafață utilă din ultimii 30 de ani, adică 49 de metri pătrați. În ce sens? În sensul că își dezvoltau proiectele în funcție de acest program, Prima Casă. Așa cum v-am spus, 3 din 4 credite erau prin Prima Casă. E, prin Prima Casă, fostul Prima Casă, nu puteai să accesezi decât un credit de maxim 57.000 de euro.
Și practic s-a făcut această modificare, s-au introdus două... Adică la 57.000 de euro ei proiectau apartamente da, de exact. 40 și atunci, practic, ceva de metri pătrați. Era clar că nu mai aveai... Era suprafața mică, era proiectată și atunci guvernul a venit cu remodelarea totală a programului, s-au introdus două praguri, 70.000 de euro. Este singurul credit ipotecar în care avansul este de maxim 5%, de minim 5%. La celelalte credite ipotecare, Banca Națională deja a introdus reglementarea ca să fie 25%, înainte era 15%. Și până în 70.000 de euro, statul român îți garantează 50%, garanție nume și cont stat. Dobânda este raportată la indicele de consum, care știți foarte bine care are impact pe inflația dinainte, nu pe inflația pe viitor, adică ICCR-ul, indicele de consum, IRCC, este mai mic decât roborul. Și venind cu cele două avantaje, adică 5% avans și dobânda 2 plus IRCC, indicele de consum, e cel mai avantajos program. Și atunci s-au introdus cele două. Unul până în 70.000 cu garanție 50% și avans 5%, între 70 și 140.000 de euro, avansul 15%, garanția statului crește cu 10%, adică 60%, și dobânda rămâne aceeași. Ce am observat anul trecut, din 14.800 de credite luate, pentru că și plafonul a fost de 1,5 miliarde, 15% s-au dus spre case, unități locative unifamiliare. Deci, practic, au migrat 15%, au migrat pe locuințe mai mari și, în special, case. Restul fiind, în continuare, 85% apartamente de două camere. Deci, odată a crescut suprafața utilă și, doi, s-au dus pe locuințe noi. Deci, ăsta a fost și interesul nostru, ca românii să se ducă spre locuințe noi, pentru că, știți, industria constructoare de locuințe are o dezvoltare și pe orizontală. Asta vreau să spun. Se pun în mișcare roțile da, economiei. Asta, exact. Pentru că pe programul fostul prima casă, practic, erau niște locuințe care erau deja construite înainte de 90 și nu aveau impact în economie. Practic, luai un apartament care fusese făcut înainte de 90 în care nu avea de câștigat. Schimbau doar proprietari. Da, atât. Perfect, bine. Bun, și acei bani intrau în economie. Da, dar se nu se duceau. Aici, practic, ai o dezvoltare pe orizontală. S-a mai introdus un lucru, promisiunea de garantare. Adică cetățeanul se prezintă, avem convenții cu 14 bănci, obține o promisiune de garantare și în 18 luni poate să-și găsească casa. Adică poate să acceseze inclusiv locuințe care încă nu sunt finalizate. Deci s-a încercat acest lucru și în felul ăsta sunt finanțate lucrările aflate în construcție. Da, exact, exact. Deci, practic, este o măsură anticiclică care și-a dovedit. Și o altă măsură pe programul Noua Casă 2022, luată de către Ministrul Finanțelor, este faptul că s-a mărit pragul pe taxa de valoare adăugată de la 19% a scăzut la 5%. Adică până în anul trecut, în codul fiscal, spunea că locuințele până în 94.000 de euro, cât era euro la 4-6, aveai taxă de valoare adăugată 5%. Anul acesta, pe imobilele primă, doar pe imobile noua casă, taxa pe valoare adăugată a fost pragul până în 140.000 de euro, taxa pe valoare adăugată e 5%. Deci avem un procent de 14% care e logic și să se ducă într-o mărire a suprafeței și practic la fel vor fi suprafețe mai mari și ieftinirea practică. Sunt 14%. E un nivel de trai mai crescut. Faptul deci, că locuința e mai mare. Exact. Și nu au cum să... E clar că 14%, tu ca beneficiar de noua casă, e normal că o să te duci acolo unde locuința este mai mare, în momentul în care deja ai cu TVA, taxa pe valoare adăugată, 5%. Adică se regăsește în beneficiul consumatorului, cetățenului. Pe de altă parte, banii se întorc la stat, pentru că un constructor
Da, avem taxe, ceea ce v-am spus mai devreme. Plătește taxe, că... sunt aceste taxe locale pentru pe care comunitatea le încasează odată ce casa deci este totul e... finalizată? Da, pentru că e garanția nume și cont stat și cât și garanția guvernului este un instrument financiar cu grad de multiplicare în economie. Adică un leu garantat de stat, v-am dat exemplu, poate duce până la alți 7 lei care se întorc la bugetul de stat. Pentru că presiunea pe bugetul de stat nu sunt practic bani alocați de la bugetul de stat pentru aceea. Doar statul garantează... Adică nu sunt bani oferiți fizic, deci, dat garanția, voucher, garanția la fondul de garantare, el nu se găsește în deficit, ci în datoria publică. În momentul în care intră în default cel care a beneficiat de un apartament, să dăm exemplu, și v-am dat exemplu că a fost 0,28%, deci insignifiant, practic se execută acea garanție, banca execută Fondul Național de Garantare, Fondul Național de Garantare execută apartamentul, dar în momentul când beneficiari, cei 300.000 de beneficiari, au plătit și un comision de risc. Deci, practic, s-a format un comision de risc că în caz de plata unei garanții, să se... deci în acest moment, practic, bugetul de stat din 2009 pe acest program nu a impactat bugetul de stat. Decât în sens pozitiv. Da. Da, da. Asta este și rolul și o să vedeți și în gradul PNRR-ului. Avem acolo instrumente financiare de jumătate de miliard. Nu e acum cu podcasturile obișnuit lumea, mai sună telefon cu lucruri de la domiciliu. Au intrat copii în cadru, dacă, nu știu dacă știți, la BBC era un analist militar. Situația din Coreea de Nord și au intrat copiii în direct. Vorbim de 2020, anul da. Când într-adevăr am stat în casă câteva luni. Uite, a trecut 4 timpul, luni. Mai deci, știm, practic, omenirea în istoria ei și înainte de Hristos și după Hristos n-a fost 4 luni în lockdown. Ce se întâmplă însă? Prețurile au crescut la... fier, beton, ciment, țigle. Da, e clar că pe lângă criza pandemică a fost dublat imediat și de o criză economică. A adică lucrurile sunt complementare. Prețurile sunt... Ceea ce a generat o creștere de prețuri, cum a spus, de la inflație. Mai ales faptul că și în estul nostru există acest conflict a dus la... Cel mai mare producător de fier, cum a spus, era Ucraina. Cea mai mare suprafață agricolă din Europa are Ucraina. Deci, practic, lucrurile sunt într-o... Ar putea dar afecta să... acest conflict? Ar putea afecta construcția de locuințe din... În acest moment, prețurile au crescut. Să sperăm că constructorii se vor orienta spre altă piață. Guvernul vine cu noi programe, e vorba de Garant Construct, IMM Prod. Încercăm să, prin aceste programe, să reindustrializăm economia României. Vom discuta și imediat despre ele. Lucrurile... Rămânem la noua casă. Cam ce categorii sociale au beneficiat de acest program? Tineri? Nu există această... E vorba de tineri. Ne spunem noi corporatiști, tineri investitori. Vă dau exemplu cel mai util. Știți cum e ultimul an? Că atunci îți dai seama cum a evoluat și economia și tendința de... Deci anul trecut au fost 14.800, cum v-am spus, de... garanții, familii. Singura condiție legată de persoana fizică este să nu aibă o locuință mai mare de 50 de metri pătrați. Deci nu contează vârsta, nu contează... Deci poți să ai 60 de ani. Da, dacă nu ai locuință și să ai venituri care să-ți permită să contractezi un credit. Asta fiind, ca să spunem așa, obligația băncii să... Da, e obligația băncii, verifică solvabilitatea, dacă gradul de îndatorare, având în vedere, vă dau la un credit mediu anul trecut, a fost de 94.000 și de aici ne-am dat seama că e clar că... 94.000 de euro. Deci în momentul când era chiar pragul la care
taxa pe valoare adăugată era 5%. Da? Și atunci, dacă crește acum, noi sperăm ca suprafețele utile să fie mult mai mari, la preț, la același preț să ai o suprafață utilă mai mare. Așa cum am spus, 15 au fost mai multe. București, Ilfov pe primul loc, după care Clujul. Da? Au fost primele două să zic, ca valoare, ca număr. Ce a fost anul trecut iarăși în premieră, anul acesta, deci în două luni de zile a fost epuizat bugetul de plafonul de 1,5 miliarde. Pentru că am digitalizat toată aplicația, ne-a și obligat, practic și statul a fost obligat să se digitalizeze. E această lege care nu mai, care împinge autoritățile să comunice între ele, să nu mai ceară beneficiar actele. Și totul este online. Avem aplicație pe site-ul nostru, aplicație pe mobil, în care vezi unde este dosarul, cât durează. Când avem... Cam cât durează? La noi, practic, o analiză pe normele noastre interne sunt 5 zile. Dar vă spun că anul trecut au fost și la 48 de ore, pentru că fiind totul digitalizat... Și el are un interval de câteva luni, un an, până când depinde, se mută, există până două variante. La... Are imobilul la găsit, da? Identificat, se duce la instituția bancară, dorește, chiar de astăzi a început băncile, cele 14 instituții financiare bancare au început să primească dosare pe noua casă 2022. Astăzi este startul programului. Vineri s-a publicat hotărârea de guvern pe care de aprobarea normelor și astăzi este prima zi lucrătoare în care se primesc dosare la cele 14 bănci. Pentru prima dată anul acesta plafonul a rămas 1,5, dar cele 14 instituții financiar bancare ne-au cerut dublu, practic 3 miliarde și a fost o suprasuscriere. Asta arată că există și cerere, pentru că în momentul când am împărțit cei 1,5 în funcție de un algoritm cât au consumat anul trecut, în funcție pe județe, de pe bănci, pe instituțiile bancare, în funcție de cât a cheltuit anul trecut și ratingul de bancă. Iar, așa cum am spus, și anul acesta sperăm ca acest plafon în două luni să se epuizeze, pentru că, unul, temperează și piața, da? Pentru că, așa cum am spus, prețul le-a luat. În momentul când prețul construcției materialelor cresc, statul trebuie să intervină cu măsuri anticiclice. Este o măsură anticiclică în acest moment, pentru că îți garantează că acel locuință va fi contractată. Acum mai rămâne o problemă. Și, scuzați-mă, odată ți-ai identificat imobilul și practic dai avans și intri în circuit normal cu notar și așa mai departe, iar dacă nu ai identificat... Dacă îi se află în construcție, cum spuneam, câte luni de zile ai? Promisiunea de garantare, 18 luni. Adică obții o promisiune de garantare, un credit, de exemplu, un credit de 70.000, dorești să contractezi, ești eligibil. Trebuie să ai minim 3 luni de când ai contract de muncă. Să ai 3 luni în care ai beneficiat de salariu. Și pe perioadă nedeterminată trebuie să fie contractul de muncă și atunci te încadrezi la un credit de 70.000, da? Statul îți garantează jumătate și practic e o promisiune de garantare. Acea promisiune de garantare este valabilă 18 luni. Deci tu ai 18 luni ca să accesezi, să-ți găsești acea locuință. Sau să fie finalizat. Să fie finalizat, că e prin proces verbal de... Da, proces verbal de recepție și știți, locuința în momentul în care iei recepție, atunci ea figurează ca fiind... Mai e o problemă. Să genereze economia locurile de muncă pe durată nedeterminată, să fie banca să plătește aceste locuințe. Pentru asta înțeleg că ați garantat... credite pentru producție, pentru investitori. Da. În 2020, pe 18 martie, România a fost prima țară din Uniunea Europeană care
au notificat Comisia Europeană pe schema cadru temporar pentru ajutorarea agenților economici care au fost afectați de COVID. Pe acest program am notificat Comisia Europeană legat de instrumentul financiar IMM Invest, cel mai mare program, care până în acest moment, în ediția 2020, au fost 26.000 de întreprinderi mici și mijlocii care au accesat 15 miliarde de finanțare. În anul 2021 avem 15 miliarde de lei. De lei. Vorbim de lei. Da. Și 15 miliarde înseamnă 1,5% din produsul intern brut. Că bani care, atenție, nu sunt bani de la bugetul de stat, sunt ale instituțiilor financiare. Banii băncilor, practic. Același mecanism. De la da, același mecanism, exact. Foarte bine punctat. E același mecanism. Statul îți garantează aici 90% pentru întreprinderile, micro-întreprinderi până în 9 angajați și întreprinderile mici până în 49 de angajați. Îți garantează 90%. Au două facilități. Capital de lucru, maxim 5 milioane de lei. Și capital și investiție, tot la fel, maxim 10 milioane. Dar cele două cumulate nu pot depăși 10 milioane de lei. Capitalul de lucru e pe o perioadă de 3 ani de zile. Capitalul de creditul de investiții este pe 6 ani de zile. Cel de lucru mai ai posibilitatea să mai prelungești încă 3 ani. Practic să le duci la aceeași maturitate de 6 ani. Aici statul, Ministerul de Finanțe, suportă 8 luni de zile dobânzile, Comisionul de Garantare și Comisionul de Risc sunt suportate de către bugetul de stat. În anul 2020, practic, au fost alocați schema de ajutor de stat 300 de milioane de lei și au întors la bugetul de stat 13 miliarde de lei. Deci, practic, paritatea e foarte, foarte mare ca impact. În anul ați reușit cu un mic ajutor, da, să obțineți rezultate. Să obținem și să menținem în viață, domnule. A fost 498.000 de locuri de muncă, jumate de milion. Pentru că capitalul de lucru a fost accesat de aceste întreprinderi pentru plata dărilor la stat, pentru salarii, pentru plata furnizorilor, pentru plata chirilor. În ce domenii sunt aceste... Anul trecut, în 2020, am avut în 2020 pe primul loc au fost lucrările de construcții, pe locul 2 transporturile și pe locul 3 Horeca. Transportul însemnând tiruri... Da, deci tot ce înseamnă activitatea de transport. În anul 2021, aici e, să zic, puțin interesant, au beneficiat 19.800 de întreprinderi mici și mijlocii de IMM Invest, dar a crescut finanțarea. Practic au fost 17 miliarde de lei față de 15. Da. De ce? Pentru că au accesat și firmele au devenit și bancabile. Am început IMM Invest în 2020, una din patru firme erau bancabile. Adică deci banca nu le-ar fi dat credit. Și am închis anul cu două din patru, jumătate deveneau bancabile. Deci un lucru iarăși pozitiv în această perioadă. Iar anul... Da, și 2021 tot în aceleași zone... S-a întors, locul întâi au devenit transporturile, locul doi construcțiile și Horeca. În anul 2021 guvernul a introdus sub programul Agro IMM Invest. Un program doar pentru agricultură și industria alimentară. Aici intră inclusiv industria vinului și industria berii. Pe lângă facilitățile de mai sus, care le-am spus, aici se acordă și un grant de 10% din valoarea investiției sau a capitalului de lucru. Dacă ai accesat 10 milioane de lei, întorci înapoi 9 milioane de lei. Pentru că, e nerambursabil 1 milion. Exact, pentru că pe directiva și definiția instrumentului financiar al Comisiei Europene, un instrument financiar poate să intervină statul maxim 49% să fie ajutor de stat. Aici a fost 10% plus dobânzile cam practic 12% e ajutorul de stat și minim 51% să fie credit bancar.
Și în ce zona țării s-au dezvoltat aceste afaceri? Zona agricolă, deci programul a avut, deci am avut la începutul anului 1 miliard de lei, iar cerința a fost de 4 miliarde. Pe parcursul anului, cu notificări la Comisia Europeană și cu aprobări de amendări prin ordonanță de urgență la program, am închis anul cu 2,7 miliarde, deci de 3 ori cât alocaseră în plafonul acesta. Pentru că a fost un an și un an agricol mai puțin bun și practic anul acesta a crescut bugetul Agro-IMM Invest, este de 5 miliarde față de 1 cât a fost anul trecut. Merg spre legumicultură, nu, merg spre cultivarea. Nu, pe primul loc a fost cultivarea terenurilor, deci tot ce înseamnă, pentru că acolo... Locul 2 a fost zootehnia și locul 3 industria procesatoare. Aici ar trebui poate să se răstoarne, să vină, da, pe pentru primul că, loc procesator. Iarăși, aceste programe nu le-am făcut în... Tot am făcut un studiu. În 2019, deficitul de balanță comercială pe agricultură era de 998 de milioane de euro, ceea ce înseamnă aproape un miliard. Și de aceea s-a alocat și un miliard. De ce? Pentru că în momentul în care ai garanția nume și constat, mergem pe efectul de levier, de multiplicator în economie. Pe normele noastre de risc, maxim se poate duce la 7. Noi am mers în agricultură, să zicem, la maxim 4-5. Deci statul a alocat 1 miliard, care va avea impact în economie de 5 miliarde. Adică cât era și deficitul, aproape 1 miliard de euro. Deci se speră ca da, aceste instrumente financiare să fie echilibrate de... Asta e și rolul instrumentelor financiare. Adică să facă acest echilibru, da, între... ce intervine statul, astfel încât aceste deficite în 5-6 ani să fie egalate. Că ăsta e și rolul. Ați văzut, au fost programe în care statul venea cu 100% și după aia ne trezeam prin anii 2017-18 că firma era pe OLX. Adică în momentul când firma e bancabilă, când ai banca, că cel mai bun gestionar, da, normal. Și vine și noi facem analiza dublă la bancă. Deci, practic, în momentul în care banca face această analiză de solvabilitate și întreprinzătorul are și contribuția lui, da? Și dobânzile sunt bune. Deci, practic, la investiții, după 8 luni, în luna noua, începe să plătească 2% plus roborul și la capital de lucru 2,5% plus roborul. Da, fermierii în România nu se prea asigură, producția e în mare măsură de autoconsum, un astfel de program îi împinge, bănuiesc că le trebuie asigurare. Da, ei practic intră, cum spun eu... Intră în capitalism, nu ies. Adică în momentul când te duci să accesezi un credit la bancă, îți trebuie și o garanție, statul vine, îți oferă această garanție, dar practic îți protejează business-ul, pentru că tu ca bancă și ca instituție financiară nebancară, ca fond de garantare, te interesează ca acel business să-ți întoarcă banii înapoi. Și atunci îi faci și o monitorizare și un sprijin. Adică am înțeles, perioada aceasta a mers cu astfel de programe, nu plătești 9 luni până începe economia, după care să returnezi. Mai te duci cu un grant de 10%, ceea ce îl faci ca în această perioadă de recul economic, că practic avem un recul economic, statul trebuie să vină cu astfel de măsuri anticiclice, adică să scadă impozitarea și să vină cu sprijin pentru ca această economie să înceapă să crească. Sunt implicate fonduri europene sau doar permisiunea Comisiei de a doar pe angaja aceste cheltuieli? Noi avem doar pe fondul de garantare, în acest moment, avem doar notificate și aprobate de Comisia Europeană aceste scheme de ajutor de stat. Am început din 2020 să aplicăm pe InvestEU. InvestEU este cel mai mare program de investiții a Uniunii Europene. Suntem în procedură de auditare
pentru că Comisia Europeană, pentru a avea acces la bani europeni, trebuie să-ți acrediteze acea instituție care generează... Știm că au fost blocate programele europene până s-au acreditat... Mă rog, s-au acreditat. E un fel același mecanism. Noi suntem auditați de un concern KPMG Luxemburg cu România. Deja am intrat, ni s-a dat planul de audit preliminar și sperăm ca până la sfârșitul acestui trimestru, începutul trimestrului următor, să semnăm acordul de acreditare cu Comisia Europeană, de parteneriat, astfel încât dorim să înlocuim această garanție în nume și constat în garanție europeană. Astfel încât să devenim independenți de bugetul de stat, pentru că bugetul de stat este, presiunea pe bugetul de stat ar trebui să rămână doar pe investiții și, să zic, cheltuieli de funcționare. Restul, vedeți că aceste ajutoare ar trebui să vină de pe bugetul Comisiei Europene. Deci, practic, mutăm datoria publică care, dacă se transformă într-o garanție, pe bugetul Comisiei Europene și în momentul acela vom semna acordul, vom crea aceste instrumente financiare pe garanția nume și cont european, cum zic eu, garanția indirectă. Acesta este și rolul instituțiilor românești, până la urmă, că suntem parte a Uniunii Europene, bugetul de stat ar trebui să rămână pe investiții clare și o funcționare a statului, iar restul ar trebui să fie mutat pe sau dublat, de ce nu, pe investiții de la bugetul UE. Agricultorii, fermierii știu să acceseze. Ați spus că au fost de 4 ori da, mai fost multe. Anul, dar ei se plângă. Dom'le, n-avem cunoștințe, n-avem, nu putem mai îndeplini în care pașii birocratici. Există, vă dau exemplu, noi pe IMM Invest și Agroinvest avem semnate convenții cu toate băncile. Adică la orice bancă te-ai duce, programul este operațional. Avem o săptămână. Săptămâna trecută a fost în premieră când guvernul lansează programele pentru IMM-uri și noua casă la început primului trimestru, de regulă după. Avem deja 6 zile lucrătoare, că, până la urmă, și s-au acordat, avem peste în analiză, deci aș putea spune că ne apropiem de prima 1000 de garanții acordate. În momentul acesta avem 700 de garanții pe IMM Invest, din care, pe tot programul, din care 150 sunt pe Agroinvest, iar suma creditată este 500 de milioane de lei, adică am ajuns la jumătate de miliard de lei din bugetul de 5, deci 10% deja e 10 zile, să spunem, mare. Și iar pe... sunt șanse să fie iar supra. Da, e clar că și acest buget, de exemplu, noi am avut 5 miliarde pe IMM Invest, 2,5, 7,5 miliarde, iar băncile ne-au solicitat 14 miliarde. Deci, iarăși, dublu. E clar că sunt informați în moment ce anul trecut de la 1 miliard s-a ajuns la 2,7. Dar guvernul, pe lângă aceste programe care sunt în derulare, sperăm ca din al doilea trimestru să intre în vigoare cele 4 programe lansate în februarie, în dezbatere publică, IMM Prod, care este doar pentru industrie, ce încercăm? Să reindustrializăm economia. Da? Pentru că am văzut, nu mai producem fier, nu mai producem materiale de construcții, dar pe nișe. Nu, trebuie o reindustrializare, e clar. 2. Rural Invest, care vine complementar la Agroinvest și aici încercăm ca beneficiile să fie mai mari. Garant Construct, pe nișa de construcții și Innovation. Innovation, care mergem pe centrele de cercetare, pe firmele care fac cercetare, dezvoltare, inovare. Ele vor fi programe complementare, numai că avantajele vor permite întreprinderilor mici și mijlocii să le acceseze imediat după epuizarea celor două. Pentru că am gândit să fie ceva complementar. Dacă la IMM Invest și Agroinvest sunt 8 luni de zile, aici 24 de luni statul plătește
comisiuni de garantare, comisiuni de risc și dobânda și ai 10% grant din valoarea ceea ce ai accesat. Da. Iar la Rural Invest s-a trecut 15 ani, creditul de 15 ani de zile pentru achiziția de terenuri. Iarăși IMM-urile din România, fermierii din România. Și acolo știți că dacă vor să se extindă, dacă vor să se extindă, concentreze. Iarăși certificatele de depozit, adică ai depozitat grânele, statul, cât valoarea e? 100 de milioane de lei. Statul îți garantează un credit și practic îți plătește la momentul respectiv, ca să nu ai cheltuieli de depozitare. Și depozitare. Asta va duce probabil și la construcția de silozuri. Da, e clar că toate sunt într-un lanț, sunt gândite într-un lanț. La Garant Construct este prevăzut astfel încât jumate din buget de 1 miliard, bugetul este 2,5 miliarde, plafonul de garantare, 1 miliard se va duce către autoritățile locale. Acolo unde autoritățile locale au lucrări de investiții și știm foarte bine că acum IMM-urile practic nu încasează de la autoritățile locale pentru că a venit gazul, a venit curentul și practic cheltuielile de funcționare trebuie sunt primele care le plătești și acolo la fel am gândit un credit pentru investiții, adică să se plătească acele investiții către întreprinderile mici și mijlocii și un credit capital de lucru, adică pentru deci, practic, funcționarea. Veți garanta creditele exact. Persoanelor fizice în cazul locuințelor, persoane juridice, IMM-urilor, și fermierilor și OAT-urilor publice. Veți avea trei dimensiuni, trei axe. E clar că și OAT-urile, cum spun eu, trebuie bancabilizate. Nu poți ca o primărie să consume mai mult decât încasează. Adică e clar că ai un deficit de câte taxe și impozite ai. La noi totul se regularizează de la bugetul de stat și atunci îți crește deficitul. În momentul când te duci la OAT-uri, da, câte OAT-uri sunt în România și încerci să bancabilizezi, cum spun, adică să ajustezi acele cheltuieli, că nu poți să ai o comunitate încasezi, să spunem, 1 miliard de taxe și tu ca aparat funcționaresc consum 2 aici miliarde. Poate mai discutăm și de reorganizarea. Asta ar fi cea mai ideală, dar nu poți să faci o până în momentul în care nu ai o radiografie economică, financiar, un cash flow clar la acea primărie. În măsura în care va fi acreditată de organismele europene, instituția pe care o conduceți, tot acest efort și pentru inovare și pentru producători va fi preluat de comisie. Da. Deci va fi un instrument financiar care va fi finanțat. Noi încercăm să mergem până în 49%. Asta ar fi ideal. Pentru că vedem state cum sunt Germania, acolo instrumentele financiare și ne mirăm de ce iau credite IMM-urile fără dobândă, fără. Adică, practic, asta e un ajutor. Nu e filantropia băncilor, ci au în spate astfel de mecanisme de garantare. Pentru că, v-am spus, rolul instrumentelor financiare, spre orice deosebire de alte instrumente, avem trei lucruri. Avem o garanție, adică fie că e garanția statului, fie că e garanția Comisiei Europene că tu dai banii înapoi, că dacă nu-i dai, da? Doi, ai o finanțare, un credit care nu impactează bugetul de stat, da? Și ai o cofinanțare dacă până la urmă tu ca agent economic trebuie să întorci banii înapoi în economie. Vă dau un exemplu. Noi în 2019, eu am preluat în 2020, în 2019 Fondul Național de Garantare a acordat 23.000 de garanții. Toate erau pe noua casă, pe prima casă, pentru că atunci era 57.000, da? Cu cât scade, crește numărul. Valoarea era 6 miliarde de lei, iar valoarea garanțiilor 3,5 miliarde. În anul 2020 s-a acordat 30% din tot ce s-a acordat în 20 de ani de funcționare, că anul acesta facem 18 ani, facem majoratul, deci în 17 ani de finanțare. Adică au fost garanții 98.000 de garanții date, pentru că mai avem un program,
Este vorba de ordonanța 37 pentru persoanele fizice, dar și pentru IMM-uri, care vor să-și suspende ratele. Și atunci vine fondul de garantare. Asta și... din cauza pandemiei. Da, a fost... da, când a fost dat și a mers și pe 2021 și pe 2020. Deci s-au acordat, așa cum v-am spus, 98.000, aproape 100.000 de garanții. Valoarea lor a fost 21 de miliarde. Da? 10% din PIB. Da, da, da. Iar în anul precedent am avut 83, dar a fost valoarea mai mare, 25 de miliarde. Deci anul 2021, asta ne arată, ca o radiografie clară a sistemului financiar, că numărul celor care au aplicat a fost mai puțin, dar valorile au fost mai mari. Și în perspectivă, când ar fi acea acreditare finalizată, mai întreb. Noi deja am început, de la 1 martie am început deja discuțiile cu Comisia Europeană. Am terminat raportul, că așa sunt, mă rog, etapele. Am terminat auditul în care ni s-a spus ce avem de făcut. Noi îndreptăm ceea ce avem de făcut conform raportului de audit și de la 1 martie am început negocierile cu Comisia Europeană pe fiecare din cei 7 piloni. Sunt 7 piloni, adică achizițiile publice, managementul, sistemul informatic, sistemul de garantare. Sunt 7 piloni de auditare și, așa cum am spus, noi sperăm la sfârșitul acestui trimestru, acestei luni, că până la urmă 3 luni, sau începutul trimestrului al doilea, să avem această semnată. Deci merge repede. Ne-am propus repede, pentru că știți cum e timpul, IMM-urile în fiecare zi plătesc taxe, plătesc salarii, nu orice ce timp, orice secundă costă. Și în perspectiva finanțărilor europene, garantărilor europene, cam cât ar putea crește? Cam cât estimați? Noi am estimat 540 de milioane de euro în primul an. Pentru că, practic, ne-am făcut și, dacă avem 15 miliarde, înseamnă 15 miliarde, înseamnă cam... La fonduri atrase, spuneți. Nu, plafoanele de garantare. Plafoane. Înseamnă 3 miliarde. Dar în primul an am zis să ne-am propus să avem 540 de milioane de euro garanție nume și cont european. Pentru că e clar că vom începe primele la începutul semestrului, al doilea. Că sunt mecanisme, trebuie tot sistemul IT, sunt lucruri. Dar repet, mergem pe repede înainte și ca orice program să-l perfecționăm, va fi perfectibil. Sperăm și Comisia să fie mai, în acest context, să fie mai... unele din lucruri care să pe parcurs să le... Să fie mai puțin da, exigentă. Că... Vă mulțumesc și vă urez mult succes. Și eu vă mulțumesc, cu drag, Doamne ajută, numai bine.